Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tale Dimineții, aici la Hunedoara 1 TV. O zi de marți mai specială, așa, pentru că fiecare zi e specială, vreau eu să cred, mai ales în luna februarie, pentru că e o lună a iubirii. Mai tot vorbim zilele astea când ne îndreptăm așa cu pași repezi spre 14 februarie. Vrem, nu vrem, foarte mulți dintre noi așteptăm această zi cu sufletul la gură. Bine, foarte mulți români așteaptă și 24 februarie cu sufletul la gură, pentru că e Dragobetele. O să apară grupul pro și contra Valentine's Day, căci că e o zi împrumutată. O fi o zi împrumutată, dragii mei, de la americani, dar așa cum tot spun și mă repet, ca o moară stricată uneori, nici o zi în plus dedicată iubirii nu ar trebui să ne strice. Și uite, poporul român e așa un popor binecuvântat care are două zile dedicate iubirii. Și 14 și 24, pentru că nimic nu e întâmplător. Ceva cu 4 ăla trebuie să fie acolo, trebuie să mai căutăm, să mai descoperim, să vedem ce importanță are cifra 4 pentru iubire, că până la urmă totul e dedicat iubirii. Tot despre iubire vom vorbi, vom cânta în această dimineață și stați liniștiți, revin, nu o să cânt, nu cânt eu, dacă vă cânt vă stric ziua, dar am grijă să mergem împreună, așa cum ne-am obișnuit, să căutăm talente. Acolo, la fabrica de talente, știți, tot povestim noi, există aici undeva un liceu, chiar două, unde se fabrică talente, de unde tinerii pleacă mai departe. Tineri talentați despre care noi tot vorbim și am mai vorbit. Alături de mine aici a fost domnul profesor Ovidiu Demia, dacă vă aduceți aminte, într-o dimineață, și am povestit despre acei tineri minunați care învață acolo la Sigismund Toduță. Și așa cum am promis, am revenit acolo la fabrica de talente, la liceul de arte, și am chemat alături de noi aici la Tale Dimineții două fete minunate. Pentru mulți dintre dumneavoastră care aveți conturi pe Facebook, Insta, TikTok, etc., etc., media, știți deja despre cine este vorba. Alături de mine în această dimineață, dragii mei, Nadia Jurca. Bună dimineața. Jurca sau Jurcă? Jurca, bineînțeles. Jurca, Jurca. Nu trebuie să dau mielul. Am scăpat. Bună dimineața, Ioana, și bine te-am găsit. Bună dimineața, dragi telespectatori. Și mă bucur că am putut răspunde afirmativ invitației tale de a participa în această dimineață aici. Și bineînțeles, Bianca Mara. Bună dimineața, Bianca. Bună dimineața și bine te-am găsit, Ioana. Mă bucur din suflet că astăzi ți-am călcat pragul aici alături de colega mea, Nadia, și îți putem bucura ție și restul telespectatorilor dimineața. Foarte fain spus. Mie chiar îmi bucură sufletul și nu, nimic cum nimic nu e întâmplător în viață, dragii mei. Povestim mereu despre trecerea mea prin timp, așa, de-a lungul vieții. Tot povestim că eu am locuit pentru din viață, 7 ani frumoși, acolo la Orășteara de Jos, o zonă minunată, un sat cu oameni faini de care mie mi-e dor. Și vreau eu, nu vreau, mă trezesc așa, spunând acasă la Orășteara de Jos. Parcă n-am plecat de acolo niciodată. Și mă întorc la ei cu foarte mare dragoste, așa, de fiecare dată când am ocazia. O să mergem, probabil, o să găsim mai multe subiecte la Tale Dimineții și o să vizităm acest sat de oameni faini mai des, sper eu, pentru că, într-adevăr, acolo pe Valea Costeștiului energia e alta. Și mergem pe Valea Costeștiului și în această dimineață alături de Bianca, o să vedeți despre ce este vorba, dar o să mergem și la Țebea alături de Nadia, pentru că fetele astea cântă. No, să vedeți ce fain cântă. Că asta e treaba. Eu acum pe Bianca o știu de când era așa cât un gemotoc, un pic mai mare. Nu putem să spunem ce-i cumpărăm, că-i făcea reclamă. Și nimic nu-i întâmplător în viață. Salut pe Mihaela și pe Liviu și mă bucur că au puterea să
în drum acest copil minunat și să îi împlinească visurile. Eu mi-aduc aminte când eram micuță, când toți copiii, știi, când îi întreb ce vrei să faci când ești mare? Bianca, ce vrei să faci când erai mică? Păi, depinde. Am avut mai multe visuri, vise, visuri. Dar cred că, în principal, mi-am dorit să devin un artist cunoscut de oameni și să ajungă cântecele mele la sufletul lor, să îi bucur, să mă asculte, să rămân așa cu o amprentă frumoasă când se gândesc la numele meu. Da, ați văzut? V-am spus eu. Așa era de micuță. Nu m-aș fi gândit, am așa o idee. Mă tot gândesc de când m-am hotărât să o chem la emisiune, parcă am întors capul o clipă și am văzut-o direct mare. Și povesteam cu Bia în această dimineață despre altă fetiță, care e Dita, mai domnișoara, acolo la Orășteara de Jos, de Adela, Georgescu. Adelina Georgescu. No, dragii mei, să nu întoarceți capul, că să vedeți cum trece timpul. Dragile mele, acolo la voi, la liceu, unde mi-aduc aminte cu câtă emoție, cel puțin în cazul lui Bia, mi-aduc aminte cu câtă emoție și cât de mult și-a dorit să intre la arte, acolo la voi, la liceu, faceți lucruri minunate. Aveți profesori care vă îndrumă, aveți profesori care sunt de partea voastră și cumva vă împlinesc visele. Părinții vă susțin, mergeți acolo, dar acolo cumva găsiți o comunicare. Ansamblul Românașul, zic eu bine, da, mă puteți corecta dacă nu zic bine. Nu-i problemă, că și eu sunt aici să învăț alături de voi. Ansamblul Românașul e ca o rampă de lansare pentru tineri frumoși ca voi. Tu ai mai fost la mine în emisiune și în sezonul trecut. Hai să ne aducem aminte. Atunci ai fost cu cine? Cu doamna Ana Almășana Ciondea. Doresc pe această cale să o salut pe dânsa și să-i mulțumesc pentru că tot timpul și-a făcut timp să mă învețe tot ce este mai bun, de ale respirației, de ale cântatului corect. Și cumva, cu ajutorul ei, m-am dezvoltat, să zic așa, pe această ramură. Mi-a dat și melodii. Am câteva melodii pe YouTube din repertoriul dânsei și mulțumesc pentru acest lucru. Da, o salutăm pe Ana, ne e dor de ea. Sperăm să se întoarcă în lumea spectacolelor și a muzicii și să nu renunțe să ducă mai departe și să creeze așa grupuri vocale cum ați fost voi. Aveați o denumire, grupul vocal Florile Dorului. Acum mă gândeam, da. Nu mai țin aminte nici eu, de atâția ani cum n-am mai s-a cam destrămat, așa să zic, na. Unele au plecat la facultate, altele erau de departe și a rămas așa cumva. O amintire frumoasă, da. Să spunem așa. Uite, voi aveți amintiri, sperăm noi, frumoase, pentru că emisiunea poate fi văzută pe YouTube. Eu mi-aduc aminte că noi le încărcăm pe YouTube. Uite, am putea să facem emisiuni de ale dimineții cu propriile noastre emisiuni. Uite, am fi putut să începem de undeva, nu mi-a trecut prin cap, data viitoare. Pentru că eu sper ca Nadia să mai treacă pe la noi, pentru că ea a pornit cumva pe altă cale, un picuț așa, o să povestim de formația din care face parte ea la momentul ăsta. O să revenim la Nadia să ne povestească și de costum și multe, multe altele. Mergem la Bia să-mi povestească, Bia, așa, de unde dragostea... Deci ai voce, voce. Bun, avem voci, avem voci. Cântăm, toată lumea știe asta. Când ai voce, cânți. De mic, cred. Nu știu. N-am avut niciodată. Dar, de ce ai ales partea asta de folclor? Tu aveai oricum susținere, puteai să alegi să faci muzică ușoară, puteai să alegi să faci cu totul altceva. Muzică. Dar de ce folclor? Subiectul e unul foarte așa sensibil, ca să mă exprim corect. Pot să zic că am crescut cu muzica populară. De când eram mică, am
crescut și cu bunicii o perioadă de timp, pentru că părinții mergeau la lucru și da, trebuia să stau în grijă cuiva. Și automat muzica populară era pe repeat la noi în casă și am simțit ceva așa aparte față de restul genurilor muzicale. Chit că am început cu muzica ușoară, nimeni nu știe, dar am început, da, am început cu muzica ușoară, am început cu Andra, Delia, erau așa la modă și mi se părea că mie îmi plac, chit că nu pot să zic că le cântam foarte bine, dar eu eram mulțumită de mine. Și pe parcurs am început să descoper folclorul, muzica autentică, cântând. Am descoperit așa o pasiune aparte și o dragoste aparte față de rest, de restul muzicilor, restul genurilor muzicale și pot să zic că mă definește cel mai bine. Ai o sensibilitate aparte. Am putea să vedem, dacă e adevărat ce spune ea. Acum, îl cunoaștem cu toții pe Eugen Mihailă. Nu cred că există hunedorian cel puțin în județul Hunedoara și nu doar în județul Hunedoara. Eugen Mihailă e deja un om cunoscut ce înseamnă folclorul autentic românesc. Așa cum am spus la începutul emisiunii, mergem pe Valea Costeștiului, pentru că Bianca, alături de Eugen Mihailă, au filmat acolo la Costești, un pic mai sus. O să vedeți în videoclip despre ce este vorba, pentru că ei rămân acolo cu sufletul și cu vocea și cu tot ce îi leagă de pământul strămoșesc. O melodie cu Bia și Eugen Mihailă. Anii nu mi-l lua, hai viață, hai, să-mi trăiesc tinerețea, hai viață, hai. Viață, anii nu mi-l lua, hai viață, hai, să-mi trăiesc tinerețea, hai viață, hai. Acum viața-i faină și îi de trăit, ce-i frumos ca să iubești și să fii iubit. Acum viața-i faină și îi de trăit, ce-i frumos ca să iubești și să fii iubit. Trăiește-ți, omule, viața, hai, omule, hai, că-ntr-o zi se rupe ața, hai, omule, hai. Trăiește-ți, omule, viața, hai, omule, hai, că-ntr-o zi se rupe ața, hai, omule, hai. Anii trec pe iute ca pasărea-n zbor, după anii tinereții ți-o fi tare dor. Anii trec pe iute ca pasărea-n zbor, după anii tinereții ți-o fi tare dor. Trăiesc mi dragă viața, hai omule, hai, mâni-o veni bătrâniața, hai omule, hai. Azi trăiesc mi dragă viața, hai omule, hai, mâni-o veni bătrâniața, hai omule, hai. Că nu știe nimeni mâine ce-o mai fi, frumos vreau să-mi trăiesc viața în fiecare zi. Că nu știe nimeni mâine ce-o mai fi, frumos vreau să-mi trăiesc viața în fiecare zi. Trăiesc viața cu plăcere, hai omule, hai, nu pun preț pe bani și avere, hai omule, hai.
Trăiesc viața cu plăcere, hai omule, hai. Nu pun pres pe bani și avere, hai omule, hai. Cât am îmi ajunge și așa mi-e bine, ce adun o fac cu trudă și nu cer la nimeni. Cât am îmi ajunge și așa mi-e bine, ce adun o fac cu trudă și nu cer la nimeni. Că prea eu petrece, măi omule, timpul, și la tinerețea ta rămâi doar cu gândul. Că prea eu petrece, măi omule, Bia, da, Ioana. De unde îl cunoști pe Eugen Mihăilă? Pot să zic că Eugen mi-a dat așa o rampă de lansare, pentru că el m-a îndrumat și mi-a dat ca ajutor pe domnul profesor Tiberiu Jelnean, pe care îl salut și mulțumesc pentru toate sfaturile și tot timpul acordat în drumul meu ca artist și în cariera mea. El mi-a dat lampa de lansare către domnul Tiberiu Jelnean. Și pot să zic că a fost un început. De la el a plecat oarecum totul, chit că nu aveam foarte mare încredere în mine. Eram așa, undeva la 50-50, eram să mă duc pe muzică populară, să mai stau, să ce să fac. Și am văzut că încet-încet, greu, dar încet-încet, pentru că niciun lucru nu poți să-l faci dintr-o dată, a început să-mi placă. Și aș mai repeta școala populară de arte încă de cel puțin 2-3 ori. Pentru că oamenii sunt altfel, cel puțin profesorii din școala populară de arte, sunt niște oameni calzi care știu să te facă să iubești și mai mult ceea ce faci. Și colegii pe care i-am avut acolo, bineînțeles, dacă se uită la emisiune, salut! Și sper să trec pe acolo cât de repede să mai discutăm și să-i revăd. Am făcut proiecte frumoase și am creat multe amintiri împreună și... E școala populară de arte, pentru mine cel puțin, a rămas o amintire pe care nu o să uit niciodată și, cum am zis, aș mai repeta-o. Vorbim, cred, poate mă înșel, de școala populară de artă de lângă Centrul de Cultură, da. Din cadrul Centrului de Cultură și Artă a județului Hunedoara, da. Dragii mei, nu mă înșel. Da, așa da. E. Îi salutăm pe cei de acolo, noi îi iubim, îi avem alături de sufletul nostru. Îi felicităm pentru ceea ce fac și venim de fiecare dată când se fac înscrieri, știți că noi venim cu tot felul de informații. Da, salutăm pe toată lumea de la centru, inclusiv pe domnul manager Ciprian Roman, un om care își dedică așa timpul, nu știu cum, reiasă, cred că are ziua lui, are 26-27 de ore, nu știu, tot încercăm să aflăm cum îi iasă domnului Ciprian Roman timpul, că, nu știu, să și organizezi și școală și spectacole, ai și echipă, ai și ansamblu profesionist, e destul de complicat. Mai descoperim. Da, încă un talent venit de acolo, de la centru și de la ansamblu Românașu și de la liceu și nu știu, aici se întâmplă ceva, mergem la Țebea, că de la Cospești traversăm județul și mergem la Țebea. Și mergem la Țebea pentru că fata asta faină, o găsesc niște tulnicărese, stați să vă spun că eu nu știu mare lucru, dar ne explică ea după ce privim, după ce ascultăm și vedem videoclipul. O melodie patriotică cu Nadia Jurca, dragii mei. S-au risipit lume și
se strângă moți iară, că s-au risipit lume și țara-i pe mâini străine. Ridică-te, Iancule, ca pe vremuri, moțule, când ai tăi știau ce vor, că te aveau în fruntea lor. Să se știe că nu vindem din moșie. Sună stolnice mai tare, să vină eu cu călare, până țară mai avem și români cât mai suntem. De unde atâtea tulnicărese și ce făcuși tu cu ele acolo la Țebea, fată faină? Deci, în primul rând, inițiativa de a realiza acea piesă a venit din partea părinților mei. Mama mea fiind trup și suflet, sper să mă audă că încerc să subliniez acest lucru. Bineînțeles, o salut pe această cale și pe tati și pe toată familia și le mulțumesc pentru sprijin.
Mama mea a fost trup și suflet pentru piesele din zona aceea, piesele din zona moților, țarinile, patrioticile. Tot timpul a vrut să scot doar piese din zona mea și cumva, nu știu, eram și chemată la spectacole unde tot timpul, ba era 1 decembrie, ba trebuia să cânt o patriotică, ba eu n-aveam, trebuia să cânt de la alții. S-a enervat la un moment dat și a zis, băi, gata, mă duc, vorbesc cu domnul Gavrilă Danciu de la Academia de Muzică din Cluj și vedem dacă răspunde pozitiv la această... dorința ei, exact, de ca tu să ai melodia ta. Așa este. Zis și făcut, a vorbit cu dânsul, bineînțeles că a răspuns pozitiv și a spus că mă ajută cu mare drag. Eu aveam versurile de la o doamnă și așa am mers la studioul lui Sandel Filip din Cluj, pe această care doresc să-i salut pe amândoi. Am înregistrat piesa și unde o filmăm, unde o filmăm? La Țebea, la Panteonul Moților, că no, dacă acolo a fost îngropat Iancu, acolo o filmăm. Bineînțeles, m-a ajutat la realizarea videoclipului cei de la Studio Nic și Daniel Stank și, bineînțeles, tulnicăresele de la mine din zonă, neamul meu. No, neamul tău, neamul tău, neamul, dar meu. De unde din zonă? Că nu, păi ne-ai da, spus. De la Blăjeni. Ești de la Blăjeni. Îl salutăm pe Horia, primarul de la Blăjeni. Cum stați cu cireșii? Că am înțeles că acolo să face țuica bună de da, cireșe. Da, păi, el ar trebui să ne, să ne explice. Că are livad, are... Așa, așa, îl chemăm la un matinal să ne povestească. Deci tu ești de la Blăjeni deloc. Așa. Da, frumoasă melodie. O să aibă succes anul ăsta, probabil o să fie foarte difuzată, o să o interpreteze anul ăsta de foarte multe ori și probabil la multe spectacole, pentru că e un an dedicat lui Avram Iancu. Da, așa este. Și probabil o să fie un an în care această melodie și locul în care ea a fost filmată, să sperăm că va ajunge la sufletele românilor și vor trezi în românii din noi acea umbră de patriotism care uneori uităm. Îl uităm așa acasă, este. Zic. Așa este, da. Voi ce ziceți? Îl uităm? Mai uităm? Mai uităm. Mai uităm. Mai tot timpul. Mai tot timpul. Da. Să sperăm că 2024 va fi un an cu sufletul acasă, aici, la noi, la români, pentru că va fi un an al alegerilor. Sufletești, vreau să spun, nu mă refer la altceva. Anul ăsta trebuie să fim așa cu sufletul români adevărați, pentru că se pare că ne alegem viitorul. Dar despre asta povestim în altă dimineață, pentru că fetele astea au ales să facă lucruri minunate și nu întâmplător am început cu partea dedicată, să spunem, a ceea ce noi primim sau am primit de la strămoșii noștri, lada cu zestre, din care scoatem din când în când câte o amintire, spun eu. Ele au scos în dimineața asta niște costume foarte frumoase și pe foarte repede înainte, că vrem să mai ascultăm și câte o melodie de la fiecare, alt ritm. Stați să vedeți despre ce vorba imediat. De unde aveți costumele? De unde ai costumul popular? Nici nu știu cum să încep. Păi să începi oricum. Hai să începem. Deci, mie tot timpul mi-a plăcut când am cântat o piesă dintr-o zonă să am și un costum din acea zonă, pentru că altfel nu o cântam. Eu, fiind un spectacol la Taraf, că despre asta era și vorba, nu știu ce spectacol a fost exact și a trebuit să cânt... Taraful de la Românașul, ca să înțeleagă și tezele spectatorii. Bineînțeles. Mi-am ales să cânt o piesă din repertoriul Valerei Preter Predescu și, bineînțeles, voiam costum de someș, pentru că așa era și normal. De la mine, de la ansamblu de la Blăjeni, am făcut rost de catrințe și de pieptar, iar cămașa am avut-o eu și poalele. Și așa am făcut un costum complex din zona Someșului, cu care mă mândresc, bineînțeles, care mi-a ajuns și la inimă și îl port peste tot, pentru că este colorat și este mai altfel decât celelalte.
N-o stați că vedeți, minte-ne o melodie, să vedeți dacă vorbim de culori, ce-a făcut fata asta. Costumul tău de unde e, iubita? Costumul meu e din Valea Orăștiei, Costești, partea de Orășteara. De Orășteara. Da. De unde l-ai? De unde l-am achiziționat. Da. Costumul popular, acest costum popular, l-am achiziționat de la Alba, de la un magazin specific. Am și costumul autentic. L-aș fi adus, doar că e la reparat. Dar poate într-o altă emisiune, da, o să vin, le prezint pe toate. Mi se pare corect și normal să venim să arătăm ce bogății avem, dragii mei, pentru că suntem bogați. Da, dintotdeauna mi-a plăcut portul tradițional românesc și când eram mai mică ziceam că eu vreau să mă îmbrac cu el peste tot, să mă duc la școală, să am așa o... Când mă îmbrac cu hainele țărănești, mă sensibilizează și îmi dă așa o putere interioară oarecum, că pot și că niciodată să nu mă îndoiesc de reușitele mele și de ceea ce simt. Da, mai sunt oameni care cred în ceea ce eu cred și asta e un lucru fain. Și știți de ce e un lucru fain? Înseamnă că ele sunt tinere, sunt la începutul vieții și asta ne dă încredere că nu vor, țara asta mai are viitor. Dar rămânem la Nadia Jurca, că la Nadia cu culorile și costumele nimic nu-i întâmplător. Ea a zis că fiecare melodie pe care o interpretează vrea un costum. Asta să vedeți despre ce costum e vorba, că fata asta s-a dus la oaș. Revenim imediat după ce vedem despre ce este vorba. Cine joacă mult și bine cu mine la nuntă vine. Cine...
Gabi Muntean nu are nevoie de o prezentare, pentru că deja știm cu toții deja despre cine este vorba, cine e Gabi Muntean. Cum, Oaș, povesteam la telefon, de ce n-ai venit în costumul acela de la Oaș? Vai de viața mea! Aoleu! Păi, în primul rând, poți să șezi nu cu el? Cred că... Nu. Nu. Câte chile are? 50. Dar nu am... Nu cred că aveam locul să mă desfășor cu el pe aici. Era foarte greu, este greu, dar a fost frumos. De ce Oaș? Foarte frumos. De ce Oaș? Și noi povesteam înainte, mi-ai povestit chiar în toiul nunții. De ce să te duci la nuntă la Oaș să faci un videoclip? Păi stai să-ți explic. Stăteam într-o seară cu Gabi, cu prietenul meu. Adică, ca să revenim, tu ești iubită al lui Gabi, așa ca de știre mondenă, așa de la prima este, oră. Da, de un an suntem împreună și ne susținem, fiind în același domeniu, ne susținem unul pe altul și am întemeiat și o formație, bineînțeles. Cât despre videoclipul de Oaș, povesteam într-o seară despre proiectele noastre muzicale de viitor. Și aveam, ne doream să facem o piesă de asta de nuntă, de nuntaș, de cuscrin, nănaș, de toate. Pentru că, nu știu, ne-am gândit că va avea succes. Și având versurile de la o doamnă, după le-am trimis, le-am mai schimbat, le-am mai refăcut, ne-am gândit, măi, îi trebuie și o linie melodică, nu? Bun. L-am sunat pe domn profesor, bineînțeles, să ne ajute cumva să... Cine e domn profesor? Domn profesor este Cristi Neag. Așa. Care tot timpul ne-a fost alături și ne ajută și pe această cale doresc să-l salut și să-i mulțumesc pentru tot timpul pe care și-l acordă pentru noi, ori de câte ori avem nevoie, pentru că este foarte important să ai un om care a trecut prin această etapă și știe cum să te sfătuiască și știe cumva emoțiile acelea de început de formație. L-am sunat amândoi și am mers la el și am spus, uitați, am avea nevoie de un ajutor, de un sfat, de cum să facem. Noi asta vrem și corect. Nu știm cum să facem. Da, el fiindu-ne alături tot timpul a spus și de această dată că da, vă ajut cu tot ce pot. Ne-a făcut o linie melodică și s-a ocupat de toată piesa. Tot ce ține de studio, bineînțeles, ajutat și de domnul Horia Buncuț. Și așa, pe parcurs, m-a sunat verișoara mea, care mi-a zis, măi, să știi că eu în vară fac nuntă. Ioi, da cum, da unde? Păi la Certeze. Păi unde e aia? La satul mare, la Oaș, în țara Oașului, cum unde e aia? Și atunci cumva s-a suprapus și am zis, da, bine, hai că poate vedem, până atunci terminăm piesa, o filmăm. I-am spus și ei, a fost mega super fericită, a fost acolo, vai, wow, nu pot să cred. Și atunci am încercat să grăbim piesa, că o piesă nu e ușor de făcut. Trebuie timp și... Inspirație pentru inspirație, cei care da, le fac și pentru și banii, dragii mei, da, corect, sunt costisitoare, nu e nimic ieftin. Așa e și am mers, nici nu mai știu exact când a fost, prin august, septembrie. Am mers acolo și am zis, măi, să vedem cum facem. O filmăm? Cum? O filmați în toiul nunții? Ai, de viața mea, eu eram acolo, nu pot să cred. Niciodată nu ne-am fi gândit, bă, noi la anul o să scoatem... o piesă direct în toiul nunții, direct la Oaș, de unde și până unde la Oaș. Am ajuns, am mers acolo, vorbisem mamii cu cameramanii, cu domnul de la studio Nic, să vină, să ne ajute să filmăm. Și așa am început de dimineața cu nunta, cu pregătirile, cu împletitul miresei la care am ajutat și eu, cu cununa aceea pe cap de 10 kg și... Cu îmbrăcatul lui Gabi, care s-a îmbrăcat cu ceterașii și o grămadă de evenimente. Eu am văzut promo. Îmbrăcatul meu, chiar. A fost o adevărată, cred că, aventură. Pentru că
Eu am văzut acel promo pe care voi l-ați tot rulat și de-abia am apucat să văd finalul, pentru că, da, a meritat un produs foarte fain. Felicitări! Felicitări lui Cristineag! Povesteam, eu vă aștept curând încă o dată și încă o dată și încă o dată aici. Sper să reușim să ne vedem într-o dimineață și cu Cristi și salutăm pe colegii tăi din formație. Ea are o colaborare cu Cristi, o spun eu mai pe repede înainte. Au un colaj de petrecere. Pentru cei care vreți să vedeți, sunteți invitați pe canalul de YouTube al lui Cristi Neag, pe pagina de Facebook al Anadiei și, bineînțeles, al lui Gabi Muntean. Felicitări, dragii mei! Foarte tare piesa, mi-a plăcut. Mergem un pic mai departe către Bianca, că și Bianca a schimbat cumva ritmul. Acum, la Bianca, când am auzit prima dată melodia, am știut deja, puteam să spun cine i-a făcut linia melodică, pentru că e prietenul nostru deja. Am auzit foarte multe melodii, linii melodice făcute de el. Un alt talent de la Fabrica de Talente, pentru că și el a plecat tot de acolo, la fel ca și Teodora Petruț, dragii mei, care a făcut textul, pentru că aici la Bianca deja suntem în familie. Ei cumva s-au adunat la oaltă, nu știu cum, sunt foarte curioasă să-mi povestească Bianca. Textul lui Teo, textul lui Teodora Petruț, pe o linie melodică a lui Ovidiu Pintilei, acel acordeonist, așa, mi-a zis Eli Sursu ieri o treabă foarte faină, tot am zis la Ovidiu Pintilei, orgă de pept, no, asta tare faza. A vorbit și domnul profesor Ovidiu Demea foarte frumos despre el. El face parte din ansamblu profesionist Drăgan Muntean, acolo orchestra aceea minunată a domnului profesor George Câlțea. No, faină treabă, dar să vedeți ce a ieșit. Ritmul, v-am spus, e deja o amprentă pusă de Ovidiu, pentru că noi l-am mai auzit și în alte proiecte alături de Teo și nu numai. Cei care trec pe la Ovidiu, pe la studio, știu deja despre ce este vorba. Rosi, te rog, ajută-ne, o piesă cu Bianca Mara. Te strâng cu dor la piept și să te dezmiel. Nu fi bade năcăjit când poartă n-am ieșit. Să te strâng cu dor la piept și să te dezmiel. Când pui suflet și iubești zi și noapte, pătimești, faci doar ce vrea inima, că așa-i dragostea. Când pui suflet și iubești zi și noapte, pătimești, faci doar ce vrea inima, că așa-i dragostea. Așa-i dragostea.
am să vin să ne întâlnim. Dar tu știi, bădiță, bine că mi-i gândul tot la tine. Și de seară am să vin să ne întâlnim. Îmi pui suflet și iubești zi și noapte, pătimești, faci doar ce vrea inima, că așa-i dragostea. Îmi pui suflet și iubești zi și noapte, pătimești, faci doar ce vrea inima, că așa-i dragostea. Faină proiectul, am văzut postarea lui Teo înainte ca voi să dați drumul proiectului în care Teo îți mulțumea că i-ai folosit textul, un text pe care e în stilul lui Teo. Da, așa e. Voi ați crescut toți acolo la Fabrica de Talente și e foarte frumos proiectul tău pentru că cumva v-ați strâns la oaltă și cumva... ați făcut o melodie super tare de petrecere, pe un stil de-a lui Ovidiu pe care noi de-abia apucă să-l vedem mai des. Cum a fost colaborarea cu Teo și cu Ovidiu Păintilei, Bia? Cum a început colaborarea cu ei? Colaborarea a început de la Teo, pentru că Teo scosese melodia ei, tot de făcută de Ovidiu Pintilei și, bineînțeles, eu fiind... Cu bădița, cu căruțul, cu partea aia cu verde, știm noi melodia, dacă nu o știți cu toată... Bade în căruță ceva. Cu căruța, frate! Și mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult melodia ei și am zis, gata, trebuie să-i scriu la Teo, acum să-mi facă și mie o melodie asemănătoare, că mi-a plăcut prea tare. Am sunat-o pe Teo, Teo a fost foarte încântată să mă ajute. Mi-a făcut textul care îi mulțumesc din suflet și o să apelez ori de câte ori este nevoie la ea, pentru că e un har și un om foarte talentat. N-are cuvintele, nu își au rostul la ea. Îi mulțumesc că de fiecare dată mă ajută, mă susține, ne ajută pe amândouă, că așa mai este. Avem nevoie cu prezentări și așa mai departe și nu numai. Și ea niciodată n-a răspuns negativ sau așa, tot timpul a fost acolo, la orice oră, îi scriem și ne ajută. Și da, revenind la melodie, mi-a plăcut foarte tare, i-am scris la Teo, mi-a făcut text frumos și după m-am dus la Ovidiu Pintilei. Și i-am zis, uite, am versuri, vreau linie melodică ca lui Teo. Să iasă ceva frumos, pentru că na, în ziua de azi se ascultă foarte mult folclor, sunt puțini, dar ascultă, dar trebuie să ne adaptăm zilelor și vremurilor în care tinerii cu muzica de petrecere, ceva mai dansabil, așa mai vesel, ca să zic așa, și sincer nu am așteptat să prindă la public. Dar de fapt așteptările au fost depășite. Exact, au fost depășite, am rămas așa foarte surprinsă și eu și părinții mei și așa mai departe, că și mama zicea, face, tu cu muzica de folclor și cu folclor, așa, cine știe cât o să prindă la public. Nu cred că o să prindă mai mult ca cea cu Eugen și, culmea culmilor, chiar a prins mai mult ca cea cu Eugen și mă bucur din suflet că oamenilor le place și mă ascultă, pentru un artist și un interpret contează foarte mult și crește sufletul. Teo, poate să... Teo, Doamne! Teo, mă pomene la această oră! Nadia, poate să confirme că da, așa este. Este. Chiar este așa. Și așa a fost colaborarea noastră. Foarte, foarte frumoasă. O să mai urmeze multe proiecte. Așa că oamenii și telespectatorii care ne ascultă să stea acolo aproape pe canalele noastre. Pe canalul de YouTube, de Facebook, am văzut pe YouTube, găsiți melodiile, dragii mei. Da, e un stil aparte, e ceva acolo la liceul Sigismund Oduță, da. Putea fi altfel. E ceva acolo în aer, nu știu ce, sper să mă duc și eu pe acolo, poate mi se mai lipește și de mine niște te talent. Te primim cu mare drag. Este loc pentru toată lumea. Sperăm să păstrăm legătura cu liceul și să ne strângem cât mai aproape noi toți, pentru că acolo într-adevăr avem talente. Încerc, nu promit, dar eu în general când spun încerc e ca și când am spus promis, promit să găsim și instrumentiști, dragii mei, pentru că voci frumoase, tinere, talentate avem. Da, Teo e un suflet minunat,
O așteptăm pe Teodora alături de noi. Să știți că nu a ajuns încă pentru că nu i-a permis programul de la facultate. Noi ne tot chinuim să facem, să îmbinăm cumva programul lui Teo cu Dale Dimineții. Ea e studentă la jurnalism, îi dorim succes. Sperăm să nu se hotărască să renunțe la cântec, să sperăm că nu renunță la a scrie texte minunate pentru tineri minunați. Ea scrie și poezii, o așteptăm să-și lanseze și cartea și să vină cu ea aici la noi. Îl salutăm și pe Ovidiu Pintilei, îi dorim succes în continuare, studioul lui, așa cum bine știți, e aici aproape de noi, el creează, șlefuiește talente și da, într-adevăr, în melodia Lubia se simte o oarecare amprentă deja, da. Ei au proiecte frumoase cu Teo, de-abia apucăm să le aducem într-o emisiune melodie, și melodia aceea care nu are legătură cu folclorul Doi Nanana sau da, al Teo, da. Ei au și multe proiecte. Bun, îi salutăm, îi așteptăm alături de noi și fizic, dar și prin intermediul celor care trec prin mânuțele lor. Dragile mele, mai e foarte puțin din emisiune. Am vrea să povestim așa pe repede înainte care vă sunt proiectele. Tu ești în an terminal, clasa 12-a, 11-a? 11-a. Și tu? Eu sunt într-a 10-a. Ea intră a 10-a. Și la tine și la tine încă mai puteți dormi pe urechea stângă, că nu bate bacul. Nu bate bacul la ușă. Care ți-s planurile de viitor? Păi, trecem de bacalaureat, suntem fericite, l-ai luat, pac, deja mai are un an, nu contează. Deci, ce-ai vrea să faci după bac, după liceu? Visul meu este să ajung la Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj și să văd ce este acolo. Toată lumea îmi spune, vai, unii îmi spun este greu, vai, unii îmi spun este ușor. Eu vreau să ajung acolo și să văd ce este și cum este. Îmi doresc să ajung acolo și sper să ajute Dumnezeu să intru și să fie bine. Și bineînțeles, vreau să cânt și la evenimente alături de formația mea și formația prietenului meu. Vreau să distrez lumea. Vreau să distrez lumea, să o fac fericită și să... Și să rămâi memorabilă, da, pentru cei care te aleg, așa să le cânti în cea mai frumoasă noapte. Așa este. Dragii mei. Bia. Da. Trece de bacalaureat. Mai greu la tine. La mine tine, mai la, greu, mai mult. Mai adică mult. Nu mult, dar trece repede. Da. Ce vrea să faci după ce termini liceul? Am mai multe așa opțiuni, că niciodată n-am fost cu o singură opțiune, chit că de obicei dacă am avut mai multe opțiuni, tot la prima m-am întors de fiecare dată. Așa că pe prima, restul sunt așa mai neimportante, dar prima să ajute Dumnezeu să gat liceul cu bine și să ajung la conservator, să evoluez în această carieră frumoasă și minunată, care nu e ușoară, dar cu muncă, cum e vorba aia, fără muncă și sudoare nu ai cum să ajungi o mare. Așa că o să muncesc cât ține de mine și cât o să pot. Și sperăm ca oamenii să audă de numele meu și al Nadiei peste mult timp, peste hotare, de ce nu, și în toată țara. Îmi doresc să profesez în muzică, să ajung un om cunoscut pe scene mari ale lumii și oamenii să-și amintească cu drag de mine. Acum, asta cu peste lume, o fi mai simplu. Vă spun eu că două petreceri în diaspora și e gata. Ești mai cunoscută peste hotare decât așa în țară. Este, da. Oricum, rețelele sociale. Rețelele sociale, dragile mele, sunt minunate atunci când facem lucruri minunate și atunci când și eu o spun, deși foarte mulți blamează aceste rețele sociale, dacă reușim să găsim echilibru și să luăm partea bună
din fiecare lucru din viața noastră, rețelele sociale ne ajută să fim sinceri. Deși ei spun că sunt mincinoși. Nu e adevărat, eu îmi susțin punctul de vedere. Când te superi, prima postare o faci pe Facebook. Dacă te supără prietena ta, nu cred că te duci să-i spui în față. Cred că mai repede faci o postare pe Facebook. Greșesc? O melodie, un citat, dai un share. Nu uite. Prea mă afișez eu prin citate, postări, mai mult da, prin melodii. Face niște live-uri. Da, și când fac melodii, să moară dușmanii de noi. Ce v-am spus, dragii mei? Asta e viața de artist la vârsta lor. Mă refugez prin melodii. Pare aici. Corect și normal. Noi rămânem aproape și de Nadia și de Bia și vom rămânem aproape și de ansamblul Românașul. Nu știm exact data, dar știm că în martie vor pregăti un spectacol. Ne-a spus și vă vom anunța noi. Dacă stați pe, da, o să vă așteptăm cu drag, dacă sunteți la curent acolo cu, adică să fiți la curent pe rețelele noastre de socializare, că o să distribuim și o să postăm și vă așteptăm într-un număr cât mai mare la spectacolul dedicat zilei mamei. Da, noi vom fi gazdele dumneavoastră. Da. Follow se numește. Cum? Unde se va ține spectacolul? Spectacolul se va ține la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva. Adică la ce? La Casa de Cultură. Da. Aici am așa e. Pe scena mare, bineînțeles, vă așteptăm într-un număr cât mai mare. Da. Să vă încântăm cu melodiile noastre și să sărbătorim, bineînțeles, ziua mamei. Să vă ajungem la suflete. În special mămicilor. N-am povestit despre cei care cântă alături de Bia în videoclip. Parte din ei sunt de acolo, din taraful de la Românașul. Încet, încet o să-i cunoaștem pe fiecare dintre ei, pentru că noi sperăm, noi, echipa de la Hunedoara 1 TV, noi cei de la Dale Dimineții, eu, Rosi, Alin, care se trezește mai greu, Bianca și Andra, noi avem aici trei tineri minunați, noi vom face cu drag, nu va fi un efort, să îi căutăm pe acești tineri minunați de fiecare dată și să-i aducem aici, la Dale Dimineții și prin intermediul acestei emisiuni, în casele dumneavoastră, în sufletele dumneavoastră, să fiți aproape de ei și atunci când sunt pe scenă și atunci când sunt la evenimente. Și pe paginile de Facebook, follow, să vedeți ce live-uri fac fetele astea. Fetelor, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Noi vă mulțumim și te pupăm și ori de câte ori o să fim invitate, o să răspundem afirmativ, bineînțeles, căci nici dragă. Așa și e. Voi mie, fete, faine. Dragii mei, aici ne luăm la revedere. Sper să fie o zi minunată în continuare. Să nu uităm, așa cum spun în fiecare dimineață și cum eu îmi doresc ca eu să nu uit, să fiu mai bună, să iubesc și să reușesc să vă dăruiesc din iubirea mea în fiecare dimineață când ne vedem la 7 fix aici la Dale Dimineții. Până mâine dimineață nu pot decât să vă spun că vă iubesc.